Relaxare, ăsta e cuvântul care, cred eu, i-ar trebui lui Beatrice atunci când vorbim despre edițiile Concept. Pentru că se străduiește foarte mult, asta se vede, și încearcă în permanență să aducă ținute glam. Iar asta e cam de bătăi de cap. Vedem cum se prezintă în această seară, ca fiind o mireasă non-conformistă în Las Vegas. Beatrice! Draga mea, Beatrice, deci îți dorești să rămână pentru totdeauna? Da, normal. Când se va întâmpla să fie pentru totdeauna? Ați gândit astăzi cu overall-uri, cu roșu, ceva a plutit în aer, ca să zic așa, având în vedere inspirația, nu? Dragostea. Dragostea, corect, Beatrice. Vino aici lângă mine, hai să le întrebăm pe fete cum arată ținuta ta. Constanția. Da, ținuta ta mă duce mai mult cu gândul la o domnișoară de onoare. Nu știu la câte nunți ai fost tu, dar eu am fost la câteva și nu eram îmbrăcate așa. Mi-ar fi plăcut ca rochia să fie mai lungă. De ce? Pentru că mă duci cu gândul la o domnișoară de onoare. Dacă era mai lungă, după ziceai că nu e nici lungă, nici scurtă. Care o lungime incertă. Nu, n-aș fi spus. Nu ai fi zis. Foarte mult mi-a plăcut. Mi-a plăcut combinația de culori. Îmi place foarte mult de Beatrice pentru că este foarte creativă și se vede că face totul cap-coadă ea singură. Ascultăm părerea juraților despre ținută și mai ales vedem ce note vei obține, Beatrice, în fața lor, te rog. Că mică și frumoasă, ai făcut ce ai făcut și te-ai concentrat, matale, ca de obicei, cum ne-ai obișnuit și pe noi, dar și pe cei de acasă, mai mult pe gală decât pe timpul săptămânii. Da, pentru că ținuta din seara aceasta mie îmi place. Ok, nu este fabuloasă, dar e o ținută bună, e o ținută care îmi place. Nu-mi place voalul, nu-mi place materialul, de fapt, dar îmi place overall-ul, îmi place cromatica, îmi place neoprenul fustei, îmi place volanul ăsta. Îmi place că se termină în mitenă și că nu acoperă complet degetele. Îmi plac pantofii aleși. Dar ce ne facem? Pentru că tu te concentrezi mai mult pe gale decât pe ținutele pe care le porți în timpul săptămânii, ori asta nu este o chestie fair față de competiție și față de colegele tale. Da, chiar asta am discutat de seara, ne-am întâlnit întâmplător în mall cu Iris și ziceam că este foarte greu să reușești să excelezi și într-o parte și în alta, pentru că gala cumva ia destul de mult timp. De asta, în săptămâna în care am avut ținute foarte bune sau bune în timpul săptămânii, am gafat-o în gală. Beatrice e bine. E aproape perfect. Aproape perfect. Dacă ar fi ales un voal dintr-un material cu prestanță, care să aibă așa o ținută, care să ducă mai departe emoția acelor structuri din neopren, mă refer la fustă, ar fi fost aproape perfect. Să știi că mă uitam la tine de momentul în care a intrat Beatrice. Îmi place foarte mult ceea ce porți. Singura observație aceeași pe care a făcut-o pisica mea superbă, de ce nu este frumos voalul? Pentru că tu ai ales un triplu voal, ca material. E trebuie plouat, să așa e, da. Nu, trebuie să legă un tiul, ca să aibă puțină ținută, să aibă puțină cădere, să aibă... E prea plasă, îți înțari. La gale, eu am remarcat-o pe Beatrice, pur și simplu strălucind. Lucru care nu se întâmplă în curs săptămâni. E foarte frumos ceea ce văd. Îmi place pentru că desenează o structură aparte. Îmi place structura acestui neopren pentru că îți dă
prestanță, știi? Te înalță, ești foarte statuară cumva și e tipul de outfit pe care cred că l-ar purta orice, nu știu, dacă mă gândesc la Salma Hayek, de exemplu, la o nuntă la Vegas, s-ar îmbrăca așa. Pentru că nu e albul clasic, pentru că nu e negru care duce spre doliu și e o altă culoare din spectrul cromatic. Bravo, bravo, bravo! Mulțumesc foarte mult! Felicitări! Mulțumesc mult! Mulțumesc mult! Mai mult decât celelalte fete, mai puțin decât cea mai bună ținută din platou. Mulțumesc mult! Felicitări, Beatrice! Vorbește și cu cei de acasă. Dragilor, vă mulțumesc pentru toate mesajele și pentru mesajele frumoase și toată susținerea. Datorită vouă sunt încă aici și sper să mai rămân cât mai mult în această competiție. Vă rog să mă votați cu indicativ 7 la 1220. Mulțumesc și vă iubesc!